G2A, o dă joc cu celălalt. Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Un clip care cred că o să râd un pic așa, o să mă râd un pic pe mine. Dar mai întâi, aș vrea să vă felicit pentru streamurile caritabile pe care le-am făcut pentru Cosmin. Tocmai s-au postat pe pagina. Pentru cei care nu știți, am făcut o strângere de fonduri pe Twitch pentru un băiat. O scris asociația că acum e posibilă și reconstruirea casei, acoperișului, pus termopan, interiorul casei. O să fie reînscris la școală. S-au strâns 4.000 și ceva de lei pentru el în două streamuri. Foarte de apreciat. Voi și Creative Monkeys cu comunitatea lor. Vă pup! Astăzi am găsit ceva, mi-a trimis cineva un link, de fapt, pe stream și mi-am amintit și am zis că ar fi amuzant. Cineva mi-a scris pagina de Wikipedia și aș vrea să o citim, să ne râdem un pic pe noi. Câte știți, pe Wikipedia poate să scrie oricine, dacă e suficient de documentat și dacă dă suficiente linkuri, poate oricine să creeze o pagină despre ce vrea. Și cineva a decis să creeze o pagină despre mine, frumos, cu tabel, cu pula mea, numai poză n-a pus. De ce n-ai pus poză? O poză îți dădeam eu thumbnail-ni, asta trebuia să pui. Teofil Codrin Bradea Brânza, îl las eu, de la Wikipedia, Enciclopedia Liberă. Teofil Codrin Bradea Brânza, a.k.a. Satana, născut în 9 martie 1996, Mad Facts. Este un creator de conținut, content creator român, cel mai des întâlnit pe platformele YouTube și Twitch, dar care activează și pe alte platforme, precum Instagram, TikTok și Quende. Pe Quende nu mai este de mult, ne-am certat un pic. Nu cu creatorul cu care mă înțelegeam, cu un om de-a lui. Mă rog, poveste mai lungă. Este unul dintre cei mai respectați și apreciați YouTuber din români. Mamă! Fiind idolul multor copii, adolescenți și tineri adulți, având peste 1,29 milioane de abonați, cum sună pe câteodată, uit ce mulți sunteți. Pe cel de-al doilea canal de YouTube și peste 140.000 de urmăritori pe Twitch. Da, pentru că primul meu canal de YouTube a fost karatecat. Hai să citim la tabel. Ia! Aici trebuia o poză din aia blană, imperialistă. Teofil Codrin Bradea Brânza, date personale. Deci că e certificatul de deces. Născut 9 martie 1996, Beiuș, Bihor, Crișana, România. M-am născut în Beiuș, pentru cei care nu știți. Și mai când era să moară cu mie. Și dacă lua ambulanța până la Oradea, muream amândoi pe drum. Așa ni s-o zis. Și am niște pagini din jurnalul lui taică-meu când scria cât de speriat era. Că era meci la televizor. Doctorul care era de gardă atunci și-a luat plasa cu ceapă și cu nu știu ce mai avea el, că și-a terminatura și-a plecat. Și nu era anestezist, nicăieri, taică-mi-o fugi cu mașina pe nu știu ce sate să caute un anestezist. Până la urmă m-am născut, așa au făcut soarta. Da, trebuia să mor. Frați și surori, Sonia! Căsătorit cu? Nu. Îți căsătorit cu negația. Copii? Zero. De unde știi? Naționalitate român, cetățenie român. Fac dog tags din alea. Activitate, pseudonim, Satana. Domeniu artistic, YouTube, Twitch, Instagram. Instagram ăla care postez data la 2-3 luni. Dar e fain Instagram, nu zic. Pregătire, editare, foto, audio, video. Game developing, aia e cam mult zis. Știu eu să fac 2-3 chestii de pe YouTube. Vocalist, bazuca, chitară electrică. Cam mult zis și asta, că pus și eu mâna pe chitară odată la 3 ani. Ultima oară când am pus mâna pe chitară acustică, am învățat străzile de la BG Mafia. Deci nu pregătit să cânt la chitară. Da, pot să învăț foarte repede. Pot să învăț orice melodie în 5 minute, dacă nu e vorba de solo. Patronaj, ce de acum adică patronaj? Ia să căutăm cuvântul ăsta pe Dex. Ce pula mea înseamnă patronaj? Conducere, ocrotire, societate de binefacere, asociație. Cred că nu ales cel mai bun cuvânt. Putea să scrie partener de afaceri, sponsor, ceva. Site oficial. Ia, ai ratat site-ul. codrinbradea.com. Pe care o să vândă mărciu. În curând facem plata pentru prima... cum îi zice, mai de pula mea. Pentru primul stoc, în curând. N-o să fie multe, așa că eu vă sfătuiesc în momentul în care se lansează mărciu să luați bazuca. O să fie numai vreo 200 de tricouri și 100 de hanorace în prima fază. Pentru că sunt foarte mulți bani băgat în asta, dar calitatea măcar știm că este the teeth of the cat. Biografie. Teofil Codrin Bradea Brânza s-a născut în Beiuș, Bihor, Crișana, România. În 4 locuri diferite, m-am luat. Da, e localizarea exactă. Având o greutate la naștere de 4500 de grame. Să-mi bag plan fostic as fuck boy. Dar chiar atât am avut. 4,5 kg. Futu Dumnezeu. Copilăria împreună cu studiul celor 12 ani de școală, clasele 1, 4, clasele 5, 8 și clasele 9, 12 și le-a petrecut în municipiul Oradea, județul Bihor, Crișana, România, unde a excelat în domenii precum literatura, artă și materii umanistice, logică, filozofie.
Asta e cam multă laudă. Eu zice mai degrabă că am fost băiatul enervant din ultima bancă care depunea zero efort. Cam așa. Adică până în clasa noua am fost pita lui Dumnezeu și învățam, bă, tătul, rupeam în pula mea. Era, oricum nu știam altceva, eram prea mic. Când am început clasa a noua, a intrat profa de istorie în clasă, a zis că ascultă pe cineva la nimereală, Bradia. A ascultat pe mine și pe soare mea din materia din clasa a 8-a. Așa să vă dați seama de terorista purii mele ce-a fost. M-a ascultat și mi-a dat nota 1 sau 2, nu mai țin minte. Și de atunci mi s-a rupt filmul și tot liceu am fost un vagabond. Asta e trauma. De ce n-am mai fost eu băiat cu minte? Bine, probabil orice alt firai fi luat ca și Detroit Become Human s-ar fi întâmplat la un moment dat același lucru. Dar aia chiar mi-a zis da, da, a pula, na. Și a fost o teroare, tot liceu, pentru majoritatea profesorilor. Țin să salut cu respect câțiva profesori. Doamna Elvira, nota 10. N-am luat niciodată la ea nota 10, dar ea, ca și profesoară, nota 10. Doamna Gavra, aici la suflet, diriginta mea, profesoară de franceză, care mă scotea din toate buclucurile în care intram. Aveam noroc că eram un pic simpatic. Au văzut ea că nu-s băiat pro, zâmbă, că nu mă interesează nimic. În 5-8 am avut un profesor extraordinar pe domnul Tiliagă, franceză, mai rar așa. Și în rest ar putea să cam atâta. Și-a descoperit pasiunea de a edita și de a crea videoclipuri, filme și scurtmetraje de la o vârstă fragedă. Filme și scurtmetraje, iar e cam mult spus. Dar de ce mă subestimez de fapt în continuu? Bă, taci, Codrin, ești un zeu. Reușind să învețe modul în care funcționează aparatele electronice de înregistrare, atât video cât și audio, precum și programele utilizate în editarea și formatarea finală a respectivelor produse audio-vizuale. Adică am învățat să țin o cameră în mână și am pus mâna pe un program de editare. Asta zice că face SEO omul care a scris asta, știi, când trebuie să ai cât mai multe pagini sau cât mai multe cuvinte, ceva de genul, mă simt acum. Adică am învățat să apăs rec și am învățat să dau cut, cam asta vreau să zic. O altă presiune, o altă pasiune imensă a lui Codrin Bradea o reprezintă jocurile de orice fel, fie în video, pe consolă, în VR, virtual reality, în paranteză, proștilor, sau IRL, in real life, proștilor. Acesta aducându-i un beneficiu major în cariera pe care și-a construit-o de-a lungul anilor. Cum adică jocuri IRL? Adică, da, nu știu eu ce vreau să zic. Dar datorită acestor pasiuni, Codrin Bradea a reușit să intre la Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografică Ionuca Caracciola din București în anul 2000. N-am fost acolo. Cariera pe YouTube. Aici începe problema. Teofil Codrin Bradea Brânză și-a început cariera pe YouTube în anul 2011. Nu, în 2011. E un pic greșit tot ce e aici. Când a încercat primul său videoclip, un Q&A, a fost în 7 februarie 2013, primul meu clip urcat pe YouTube, pe canalul meu primul, pe Satana PC se numea pe atunci. Pe primul său canal de YouTube, care a fost șters datorită reclamațiilor primite de la alți creatori de pe YouTube. Nu știu dacă a fost. Chestia cea mai amuzantă, că n-am primit niciodată un răspuns concret. Eu stipulez că ar fi fost copyright-urile, pentru că erau multe Satana Cartoons și Talent Show, și acolo ar fi fost foarte, foarte mult conținut care nu era meu. Și eu le luam și nu am băgat în seamă copyright-ul. Am zis că le transform eu și le fac în altceva. Da, de fapt, se pare că nu funcționează așa. Dacă am avut un clip întreg editat 2 zile în care am folosit 3 secunde sau 4 de piesă, copyright instant. Toți banii s-au luat, s-au dus la Warner Bros. Deci copyright-ul, îi înțeleg nevoia, dar ar trebui să fie un pic altcumva executat treaba asta, nu știu, adică dacă eu am 3 secunde dintr-un clip de 17 minute sau de 20 de cât o fost ăla, de ce nu calculez procentajul? Cât reprezintă alea 3 secunde din 20 de minute și atâta la sută procentat să-mi iei din bani? Că asta ca prostul să editez pe clipul ăla 0 lei. E rău deocamdată cu copyright-ul. Oameni peste 200 de ani, dacă vă uitați pe YouTube, și mai bine să știți că noi trăiam zile grele. Trăiam zile de neliniște. În 2020. De fapt, am trăit un an întreg de neliniște, dar mă rog. Deși primul său canal YouTube a luat strike. A luat strike. Nu și-a pierdut niciodată loialitatea abonaților săi și prin urmare a creat cel de-al doilea canal de YouTube intitulat Codrin Bradea Satana, unde a postat pentru prima dată în 26 iulie 2014, asta nu știu, s-ar putea, reușit să strângă până în prezent o comunitate care numără total 1,29 de milioane de legionari, după cum i-a numit chiar el. O să-mi închid draperiile, bine? Că e tare dubios. E bine, dar am prins fix ora aia când soarele răsare. Nu, am prins fix ora aia când apune soarele. E cam nasol. Pe aceste canale promovează libertatea în gândire, umorul și libera exprimare prin videoclipuri, Q&A, sketch-uri, animații, gameplay-uri la diferite jocuri, muzică și review-uri. Mamă, nu știam că e așa complex. Toate fiind apreciate prin miile de like-uri și comentarii venite din partea fanilor. 1. Istoria clipurilor de pe ambele canale de YouTube. Căcatul devine serios. Satana Cartoons 2011. Dar nu e adevărat. În 2013, mă.
am postat, nu făceam eu YouTube în 2011. Având o comunitate atât de mare, a reușit să-și atragă parteneri de încredere, unul dintre cei mai importanti fiind G2A, partener pentru jocuri video. Pentru acest partener, Cotrin a venit și cu un moto personalizat. Cotrinul este sponsorizat de G2A, cumpăra jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Și acum e G2A. Un moto care este foarte catchy. E amuzant scris în pagina asta, că se vede că nu e un profesionist. Formatul se vede că l-a studiat sau știe despre ce vorbește, dar a fost părerea autorului. În afară acestor clipuri video, Codrin împreună cu abonații acestuia, au ajutat multe persoane prin strângeri de fonduri, create pe pagina acestuia de Facebook. Din nou este un pic greșit. Toate donațiile le dă mai departe, dar pe Twitch, nu pe Facebook. Discografie. Teofil Codrin Bradea Brânza și împreună cu Vlad Mirea Eco. Și cu SES au creat în anul 2014 o trupă de muzică rap numită Bazooka. Primul album, Asta e Bazooka, a apărut în 2 august 2016 și a fost rampa de lansare în industria muzicii românești a celor 3 membri, astfel făcându-i cunoscuți internațional. Asta cred că i-are puțin zis cam. Se vede că n-o scris cineva imparțial, se vede că un fan n-o scris articolul ăsta. Acest album a fost încărcat și pe platformele Google Play și App Store și a devenit numărul 1 pentru următoarele câteva luni. Asta este adevărat și vă apreciez în plan pentru fiecare album pe care îl scoatem. De fiecare dată suntem la al 4-lea, că nu a apărut din păcate, dar de fiecare dată când nu a apărut pe Google Play, pe astea zic, de fiecare dată când am lansat un album, voi l-ați dus pe locul 1. În acest album se găsesc colaboratori ca Jarf, DJ Cool Caddies și Freaka Dadis. Primul concert Bazooka a avut loc în 16 septembrie 2016 în Brașov. Da, înainte mă, noi meream, Eco tot voia să facă concert, eu eram gen, hai pula mea, nu mă interesează. Și mai meream cu Eco pe la concerte și până să avem un album Bazooka, întreg, primul album Bazooka cred că a fost 2015, chiar dacă am făcut trupa în 2014, am avut numai o piesă anul ăla sau ceva de genul ăsta. Meream cu playlist-ul lui Eco la concert, eu nu mă-l dublam. Un al doilea album Bazooka intitulat Trotineta cu 3 roți, clasicul. A apărut în 5 mai 2017 și astfel a urmat o explozie de popularitate a trupei nu doar în mediul online, cât și în cele reale, astfel au început să fie tot mai solicitați în diferite locuri și diferite localuri pentru a susține concerte. Bă, da, am avut un concert, cred că la Încolțul Gurii am avut un concert în Iași, pule mi-au fost nebunie, club de 400 de locuri, noi ne-am gândit că nu o să avem nevoie de mai mult, ghiși au fost 800 de oameni, am cântat de două ori în aceea seară, am umplut clubul sold out de două ori. Și ori mai și rămas oameni pe afară și era așa de capula că noi n-am știut că o să fie atâția, nu ne-am așteptat, înveți să fie 800 de oameni la intrare, gen, am crezut că e un concert, normal, sigur, ne ajung 400 de locuri, o pulă. Ori stau oamenii, bă, până a terminat primul concert și strigau că îl vor și ei să intre, vor pe al doilea. Și am zis, n-au bine, să-mi bag pula, mai facem unul odată. Adică nu ne-o răni la portofel, dar... Oi, obosiți am fost, îmi bag pula, dar o meritat. Oamenii au fost așa de fericiți, strigau, dansau, cântau versurile, au fost. După această apariție, unul din membrii trupei Bazooka și anume SES-ul a decis să părăsească trupa într-un mod abiabil deoarece nu avea suficient timp să se ocupe de partea lui din trupă și a urmat o carieră solo. Da, și chiar unii tot speculau că v-aș certat, că nu știu ce, dar păi eu acum vreo o săptămână am stat și am băut cu SES-ul până dimineața, deci nu ne-am certat, vorbim chiar des. Și chiar o să apar și eu la o piesă pe următorului album, cum l-am chemat și noi pe la albumul ăsta pe el, mă rog. Cel de-al treilea album Bazooka numit În Colțul Gurii a apărut în 1 iulie 2018 și a adus din nou în top 1 toate cele trei albume Bazooka încărcate pe Apple și Google Play. De-aia a fost cel mai amuzant, că l-am lăsat pe În Colțul Gurii, o intrat pe locul 1, pe locul 2 Trotineta și pe locul 4 era asta, e Bazooka sau ceva în topuri, a fost foarte tare. Înainte celui de-al patrulea album Bazooka, fiecare membru a trupei a scos câte un album solo. Al lui Codrin a apărut în 9 martie 2019, fix de ziua acestuia, și s-a intitulat Marș, iar cel al lui Eco a apărut în 21 martie și s-a numit All In. În data de 2 august 2020 a fost lansat cel de-al patrulea album Bazooka, intitulat A Patra Scândură, ce pam! La care s-a lucrat mult mai greu din cauza pandemiei de COVID-19. Da, păi... Să-mi bag la 2-3 luni, eu cu Eco nici nu ne-am văzut. Membrii acestei trupe, noroc, am scris între timp, el a făcut instrumentale între timp. Membrii acestei trupe au țelul de a scoate în fiecare an câte un album Bazooka împreună cu ocazionalele albume și piese solo. Ia uite, discografia Bazooka. Asta e Bazooka, Codrin Eco SES-ul, 2 august 2016, 13 piese, Trotineta cu 3 roți, Codrin Eco SES-ul, 5 mai 2017, 15 piese, În Colțul Gurii, Codrin și Eco, 1 iulie 2018, număr de piese 13, A Patra Scândură, Codrin și Eco, 2 august 2020, număr piese 14, și albumul meu solo, Marș, 9 martie 2019, 7 piese, v-am zis că o să fie un album mai scurt. Venituri din YouTube. Conform site-ului Social Blade, se estimează că suma lunară pe care o câștigă Codrin Bradea din YouTube este între 1.929.000 de dolari. Uai, ce-aș vrea să câștig 29.000 de dolari din YouTube pe lună,
Dacă ar fi așa, cam în 6 luni mi-aș face vilă. Iar venitul anual este între 22.000 de lei și 355.000 de, între 22.000 și 355.000 de dolari. Hai, bine ar fi fost. Păi, dacă fac așa, un calcul, în 3 ani aș fi fost milionar și fac YouTube de 7 ani. Deci, hai, bine ar fi fost. Viața personală. Teofil Codrin Bradea Brânza și este într-o relație cu Larisa de câțiva ani de zile. Sunt de un an și un pic. Și atâta. E simpatic articolul, se vede că o greșit foarte multe chestii, dar apreciez că o stat și o scris și o făcut tabele pe aici, o pus link-uri. Cerită link-uri. Famous birthday Codrin Bradea. YouTube star. Al 17-lea mii, cel mai popular om din lumea asta. Ăsta al 48-lea om cel mai popular născut în 9 martie, dar cine e pe locul întâi? Oh, nu, Min Yonggi, rapper, din Corea, asta e Corea, ce? South Korean hip-hop artist. Fac pula, cine e mai popular din 9 martie? Băi, mai populară Sedona Fun Kids decât mine. Ăsta aici, mă, chiar la final, din prima pagină. Yuri Gagarin, e deodată cu mine născut, bă. Nice. Ia să vedem ce poze mai sunt cu mine. Ah, numai poze bune. Din poze din astea de sex offender. Așa asta, nu știu dacă mulți știți, dar aici îmi curge apă din gură, voi vedeți? Așa am făcut poza. Eram la grătar. Al 28-lea om cel mai popular om născut în România. Sebastian Stan, cine e asta? Ali Andreea, cine e asta? Vlad TV, 21, cine e asta? Cine sunt oamenii ăștia? Îl știu pe Ina. Îl știu pe Ina, cred că v-am zis ceva ce nu trebuia să știți. Ce pula mea site-urile astea? Ha, ha, Antonia, ha, ha, Delia, stai pe 31, pe 28. M-am trecut tequila, tequila, futu-s Dumnezeu. Groaznice site-urile astea, le urăsc. Am 24 de ani și sunt pisces, proștilor. Păi ce lumină am prins, îmi bag pula, zici că stau în peștera lui Platon. Oameni buni, ăsta a fost clipul, oameni buni, m-am distrat. Într-o bună zi sper să am o pagină de Wikipedia și mai bine făcută, dar trebuie să fiu recunoscător. Nu scrie oare cine a făcut pagina. Trebuie să-i mulțumesc. Nu cred că ultima editare la 26 august. Nu cred că nu văd user-ul, dar îți mulțumesc. De adevăr că nici eu nu vorbesc foarte mult despre mine, deci de unde pula mea să știe oamenii? Nu vorbesc despre familie, despre relații, oricum astea sunt chestii pe care aș vrea să le includ așa zi de zi și în continuu pe YouTube. Eu să ce să mă distrez. Când mai am povești din viața mea sau ceva pe care vreau să vi le zic, în rest nu vă zic cu ce mă îmbrac dimineața și... Bă, pupă, sper că v-a plăcut, m-am distrat. Și desigur ne vedem data viitoare! Nu mă moaie nicio pizdă cum nu mă rupe o bere. N-ai ce-mi cere, sunt tăcere, parcă mă duc la tăiere. Absolvesc de școala vieții, nu aveți ce-mi predar. Căsături de orice pizdă cu Falca Macara. Măcar am decența să nu mă prefacă-s bine când eu trec.